Am intrat în Purcena. E un pod întreg plin cu flori. Ia uite ce frumos. Și petrecerea e chiar în fața noastră. Vezi da, câtă mulțime e? Se întâmplă acolo. Hai să găsim un loc de parcare. Asta e cel mai important. Am găsit și o parcare. Chiar la intrare. Și perfect. E cam plină, dar uite. Uite, aici e juriu care gustă și le dă note. Și după ce se termină concursul, putem să luăm și noi. Wow, măști pe care le poți colora, uite. Wow, ce frumos e. Într-o atmosferă de cafenea arabă. Uite, poți să gurci brânză. Cașcaval. Cașcaval de la Cueva del Torirejo. Uite, sunt mai multe modele. Aia e prea sărată. Ce bine arată prăjiturile. Să vedem pe la tarabe ce au de rochițe. Întoarce-te și la spate. Mi-am luat o rochiță de aici, de la Tarabo, și vreau să zic că prețul e foarte bun. E la jumătate de preț, cum au chinezii la reducere, de fapt. De euro de fiecare. Copiii au revenit la dulciuri, vor să-și aleagă ceva. Și alt domn care avea prăjituri zicea că e după rețeta mamei și după rețeta bunicii. Și bumbunici! Sunt bune? Am degustat prăjituri. Unii cer un euro, unii cer trei, unii ți le dau gratis, deși am lăsat un euro, dar insistă că să ia copiii gratis. Nu știu cine câștigă concursul și când se anunță, dar oricum au fost bune. Sunt prăjituri făcute după rețete de casă. Uite, Oreo! Da, super bune prăjiturile cu Oreo. Nu știam. La final de cada una de la prueba. Venga, esa fuerza, vamos con esa fuerza. Venga, venga. Punto luchador azul. Vamos al ataque. Punto luchador rojo. Bien, un fuerte aplauso. Nada, muy bien, muchísimas gracias. Y un fuerte aplauso a todos los deportistas que hemos terminado.
concurenți până la ora asta. Începând de la ora 7 și aproape 11. Au început cu aruncarea cu arcul și acum este alt concurs. Cred că de cărat greutăți. 68 de kilograme pentru băieți. Trebuie să ridice plăcile. Fiecare placă de marmură are un kilogram și au doar două încercări. Voie, dacă cade, începe cu 7 plăci. Iar cei care sunt în jurul concurentului zic dacă e bine sau nu. Es buena? Pasa de ronda, genial! Pe lângă forță, trebuie să ai și echilibru să nu le scad. Muy bien. Au mai adăugat două plăci. Am făcut serra. Deci ăsta nu prea are echilibru. Sunt sigură că el o să fie primul. Muy bien, Joserra, Jesús. Nu? Așa mi se pare. Penultimul. Mi se pare că acesta e ultimul concurent al cincilea. Ya no San Pedrillo. Dar mi se pare că ăsta a stat super puțin cu ele și celălalt a stat mai mult până i-a ridicat steagul. Tricează. Vezi, uite, zice că trebuie să o ții. Nu doar să ridici okay. Și așa fac, fac și gata. Trebuie să o menții. Da, ăsta-i băiatul cu echilibru. Oleo. Cam slăbuț. Să zici că al patrulea pierde primul? Cel dinainte sau ăsta? Eu pariez pe al patrulea, Iulian pe al cincelea, că pierde primul. Buena también! Încă două plăci puse, adică 13 kg. Hai să vedem. Echilibristul. Ce-a făcut? Nici nu le-a luat bine jocătă? Judo, secundul intento. Din păcate, stăm. Serra, tu tranquil. Juriu în fața mea. Ahora bien, la base. Bonimara, José Ramón. Vamos. Y arriba, ¿vale? Exacto. No tenemos pista, ¿vale? Venga, eso. Puchara, vamos. Y yo se pestí que pierde él. Yes! Bueno, un aplauso para José Ra. Serra, nene. Da, pierdut. Și eu am zis yes, adică m-am bucurat săracul, dar nu m-am bucurat că am câștigat eu. Pariu, yay! Săracul. E cel pe care pariu. Noi în loc să pariem pe care câștigă, pariem pe care pierde primul? După ce pierde cel doi, după aia pariem. Ok. A ver, esta segunda intentora. De unde Stibor poate să pierdă? Si supera la ronda de 13. S-a părut că e mai slab ca putere. Claro, ahí. ¡Ay, más a ellos que ellos a ti! ¡Ay, no! ¡Lulo! ¡Era Jesús! ¡De nuevo! ¡Ay, a vos saluda, saluda! Yo, prima, si tu paya tú. Acum au rămas trei concurenți. Implantamos 15. No, primul sau al treilea. Pedro Jiménez también 13. Aleg negru. Ok. La doina. Ok. Arriba, Galindo. Ah, no, no, no. Vale. Deci avem hai ladrillo, să hai ladrillo, creo. La prima a pierdut. Mai are voi o încercare? No. Ba da, două încercări. Oh, no, hai să vedem. Oh. Da, domnul primul. Ai dreptate. Acum ai concurentul Pedro. Tău. Pedro, nu mă dezamăgi, Pedro. Nu, că ta cu sigur. Hai să vedem concurentul meu. Nu, a zis că a ridicat 21 zilele astea. Acum sunt 15. Vamos, Bacari, vamos! Arriba! 17 ladrillos, eh? 17. Vamos, Galindo! Hai să vedem. Da, ia de ce stau așa aproape, poate le cad pe picioare. Venga, Juan, dale, vamos arriba! Hai să vedem, să vedem. Poate să le ridice? Nu. Lulo! Sin prisa, nene. Arriba, Pedro.
¡Animemos a Pedro Jiménez! Esta prueba solo la pueden ver en Purchena, es única en el mundo. ¡Adelante! Oh, no pasa nada, primer intento. Eram atentă la Maurul de pe scenă care a zis că această probă o poți vedea doar în Purcena, este unică în lume. Nu se mai face asemenea probă sportivă, nicăieri. De Mali. Acá este Mali, un fuerte aplauso para este chico. Ayer hablamos de la Yala Yala. Pues bueno, un fuerte aplauso. Am pierdut. Primo ha pierdut. Te pongo lo que tú quieras. Când? Así que Juan, prepárate que te vas a poner una torre 16. Și atunci cine a câștigat? 16, eh? Concurentul tău? Hai că nu știu ce se întâmplă. A, locul 2 și 3. Chica, dacă vrei, punem 15 și jumătate, că oricum sunt foarte și avem bucăți de jumătate de kilogram. Da, uite, a câștigat concurentul lui Iulian. Quanto quieres? Enhorabuena, Pedro. Copiii sunt acolo, se joacă nisip. Și se uită la spectacol. Dinainte a făcut 52 de repetări, aceasta a ajuns la 30 și va urma proba băieților cu 62 de kilograme, dar din păcate nu cred că o să mai am unde să filmez și cu ce să filmez. 62 de kilograme, el e primul concurent și a făcut până acum 17. Primul a făcut 23. El nu prea poate, a patra de-abia, e concurentul care a câștigat la cealaltă probă pe care pariase Iulian, dar nu pare că mai are forță. Concurentul dinainte de-abia a făcut 11, iar acesta e la 3-a și se chinuie. Acum precis cât de multe a făcut primul concurent, 20 de ridicări, el de-abia face 2. Nu poate. Nu zic că n-au forță, dar ei au participat ieri la concursul și astăzi toată ziua și cu siguranță sunt obosiți. Recordul îl ține un băiat din Almeria cu 41 de ridicări în 3 minute. Câștigătorul acestei ediții de ridicare a pietrei, 23 de repetări. Mai jumătate de oră începe spectacol, acum este premierea, petrecerea prin sat continuă. Deci
spectacolul continuă, noi mergem acasă.